la poșta centrală, în spatele Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. Vedem o grămadă climatizoare scumpe, unele dintre care sunt acoperite cu țurțuri de gheață. Ori mai supraviețuiesc, iernea este, ori nu trebuie să fie construite altfel și instalate altfel ca să nu se pună în pericol bunul public. Și zice domnul Pavel Filip, ministru,